mulți ani tuturor românilor, astăzi. Pentru că este ziua oi. Exact, bravo, perfect, de aceasta fie. E ziua internațională. Luați-o, băieți, că am aici un chestionar pentru voi. Fiind ziua internațională a oii, tu chem lupii în emisiune? Sau fiind ziua internațională a oii, tu chemi oile negre ale showbiz-ului în emisiune? Nu, stai puțin, dânsul, eu sunt înger, iau-te, să m-am băgat și în alb. Dar e oaia neagră, mișterea. Frații piele. Exact. Voi v-ați împrietenit foarte bine la fermă, nu? Da. Erați prieteni și înainte? Nu. Țin minte că tu ai venit odată și ai spus că ce te enervează stoica ăla, că se dă el mare... Da. Exact. Și am zis, stai să vezi că mă la sală, ce mare lucru să stai exact. 10 minute în ring. Și la fermă v-ați împrietenit foarte bine. Da, am prietenit, da. Până bine, am ieșit eu din concurs. Întâmplător. Adică... M-am scos. Da, cine te-a scos din concurs? El. Pe și ați devenit prieten. Am zis, băi, numai un prieten poate să facă asta. Lasă-mă să frumos de... Nu. O să acum e momentul Bișteranu să... Gata, trebuie să ieși acum și te-a ajutat, da? Da, a fost băiat bun. Cu ajutorul altor persoane care au fost drăguțe. Ai plecat. Am plecat. Mai repede decât era cazul. Nu mai repede. Dar mai ții minte când ai venit aici după eliminarea ta de la fermă, că ai zis că dacă tu erai în locul lui Stoica, luai roba aia în brațe și plecai cu ea? Dar n-am zis asta. Asta a zis toată România. Băi, cred că asta a zis toată România. Nu. Roaba, el a împins extrem de puternic acolo. Roaba era belită de mai de mult. Da. Și în momentul în care a ajuns... De când a fost montată. Și în momentul în care s-a prins roata și l-a împins. El n-avea de unde să știe că roata e. Și în toate asta a fost primul meu gând, să o iau cu la un moment dat, să o car, dar nu mai cum puteai, că oricum veneai după un kilometru de alergat. Însufla ceafă, Augustin. Și Augustin era foarte aproape și exact. Așa a fost să fie. Așa a fost să fie. Ce mai putem să facem noi acum? Dar are noroc la prieteni. Uite, apropo de asta, eu nu înțeleg de ce... La bani, la prieteni. Eu nu înțeleg de ce la fiecare concurs el nu se învață minte. De fiecare dată când e cu mine într-o competiție, el pierde. Deci nu glumesc. Băi, la toate competițiile. Auzi, mi-e drag să pierd când l-am pălit în echipă. Da, dar la fermă nu s-a întâmplat așa. Păi a câștigat ferma? Nu. Păi nu, dar a fost un pic mai mult în nu show. Contează, tot am pierdut. Asta zic. Noi să plăcem când prietenii se bucură pentru tine. Să fim sănătoși, Cătălin. Asta e cel mai important, nu? N-am câștigat premiul ăla consistent, dar măcar am câștigat un prieten. Ai înțeles? Pe viață. Da. Perfect. Iar un prieten face mai mult decât Andrei. Un prieten face mai mult decât orice bani. Ce aminti? Uite mă ce aminti. Elenuș. Elenuș. Aici mângâiam barba. Când erați prieteni, băi, de fapt. Vrei să zic ceva? Băi, ce glumă frumoasă a făcut cu toporul, n-a apreciat. Cu toporul și cu sfoara. Poți să repeți, poate apreciază acum. Nu, n-a apreciat nimeni, mă. Nimeni. Băi, da, ce amintire avem acolo frumoasă. A fost puse și seduse. Da. Da. Și amintiri frumoase, și amintiri urâte, da. Bun. Ideea e că v-am chemat aici să nu să ne uităm la imaginile din fermă. Nu ne era dor. Exact. Haideți să facem un test, că vrem să vedem cât de bine vă cunoașteți, pentru că voi chiar sunteți prieteni. Premiul este de 100.000 de euro. Aolo, l-ai dublat? Păi, el dai eșalonat sau tot? Banii cash, ciucă iară de fapt acolo pe, da? Pe canapea, pe Hepilica. Dacă răspundeți 100% la întrebările astea corect și e potrivire maximă, plecați cu 100.000 de euro de aici. Uite-l, mă, să-ți facă cu noi. Și a zis, mă, că pro-ul n-are bani. Bă, unde am auzit uite-l, eu asta? Uite-l, mă, să-ți joacă cu noi. Haideți să vedem. Îți dai seama câte motoare iau de... Închideți ochii. Și arătăm de la, ca pe TikTok, stânga-dreapta, de la unul la alta, la unul la altul. Ține mâinile acolo, te rog. Eu mă uit la tine să văd dacă închizi ochii. Nu, trebuie să închizi ochii. Deci închidem ochii? Da. Acum e ca pe TikTok. Nu știu, Andrei, dacă știi cum e pe TikTok, că pe YouTube am văzut că ai învățat să... Da, am învățat să... Să te descurci. Am învățat să mă descurc pe YouTube, da. Sper e că... vlogger. Da, chiar vreau să vă zic, intrați la el pe canal. Da, asta mă lua cu el. Chiar vreau să intrați la ei pe canal pentru că și-a făcut emisiune de vlogging. E foarte mișto, intrați acolo. Bogdan Stoic, Andrei Stoica. Ok, gata. Da. Perfect. Haideți să închidem ochii și facem testul. Băieți, începem în forță și arătați foarte repede. Care dintre voi are mai mult succes la femei? Ia uite. O să arate spre mine, evident că e surat. Ia uite-te. Ați pierdut din prima 100 de mii. Băi. Adică el are mai mult succes la femei? Nu e adevărat. Are, normal, are 100 de mii, 100 și ceva de mii de followers. Păi asta nu înseamnă că are succes la femei. Eu sunt și mai prostut și așa nu înțeleg. Mai urmez mai mult bărbații.
Serios? Da, întâmplător. E căsătorit să uite soția lui la emisiune. Ce treabă are? Da, el, mă, femeie, frate, îl plac mult mai mult. Adică eu am văzut când mă uitam la emisiune, eram acasă, toate persoanele de lângă mine, nu mai spun ce... Mamă, cum e Andrei. Băi, am foarte mult succes. El nu că și folosește succesul, dar îl are. Exact. La asta mă refer. E adevărat, Andra, am foarte mult succes la femei. O am pe nevastă, o am pe fata mea, o am pe mama, pe bunic, bunicele, nu mai soacră mea. Exact. Adică totuși. E corect, s-a scos. No? Mergem la următoarea întrebare, închideți ochii. Închideți ochii. Care dintre voi primește mai multe mesaje de la admiratoare? Corect. Arată către tine. Am înțeles jocul lui, acum gata. Ca să nu încerce soția acasă. Nu. Hai, închideți ochii și mergem mai repede. Care dintre voi este mai tipicar? Nu înțeleg aici. Băi, tu arăți spre tine, mă, nu ridici, mă. Păi el arăta spre el și tu spre tine. Spre tine, nu? Spre mine, da. Da. Păi chiar, mă, țineți, iartă-mă, adică... Da, da, dar țineți mai mult așa, hai. Da, să vedem. Care dintre voi se enervează mai mult și mai repede? Corect. Care dintre voi este mai ipohondru? Nu cred, ia. Ia uitați-vă. Băi, băi. Eu ipohondru? Nu ești? Nu, normal. Eu niciun caz, am arătat nu spre tine. Nu e nimeni ipohondru, nu știu. Nu? No? Eu nu sunt, am arătat spre el. Nu, pe bune nu. Păi știu, dacă nu ești, de ce ai arătat spre el? Păi eu nu sunt. Vezi? Vezi că gândim la fel. Bă, și atunci la licitația, bă. Prieteni, da. Haide așa, că jucăm pe asta, dar vreau să fii sincer și rapid, da? Da, da, da. Rapid. Da. Care dintre voi se uită mai des la filme pentru adulți? Nu o să arăt spre mine ce am nebun. Doamă, de când nu m-am uitat. Dar de unde știți voi la ce vă uitați fiecare? Păi da, ne uităm împreună. Doamne, ferește. Și el mereu zice, dă-i la ăla. Dă-i la ăla cu jocul diavolului. Bă, n-am timp, m-aș uita, sincer. M-aș uita, dar n-am timp. Tu dai seama, are trei copii. Când să se uite? Acasă, și deci, eu cu pisica, nu, e urât. Mi-e rușine de ea. Ai înțeles? Merge mai departe. Da, închidem ochii? Închideți ochii. Nu mai cu ochii închide. Care dintre voi câștigă mai mulți bani? Corect. Mergem mai departe. Care dintre voi întoarce mai mult privirile feminine atunci când iese în public? Amândoi. El a zis că tu. Da, eu. Am și îndoi, eu, dar eu trebuie să încep să vorbesc cu fața, nu mă ajută mult. Bun asta, bun. Păi și el când începe să vorbească... Plec. Lasă. Aveți ce seama, prietenii? Băi, prietenii, da, e adevărat. Hai că dacă sunteți prieteni și vă cunoașteți, următoarea întrebare e foarte închide ușoară. Ochi. Care dintre voi petrece mai mult timp în fața oglinzii? Nu cred că el, nu știu, altcineva. Tu, dar el arăta către tine. El arăta către mine, trei să arată oricum către el sau către mine. Tu ești, hai, fie sincer. Nu pierd foarte mult timp, de ce, ți se pare? Închideți ochii, okay. Care dintre voi înjură mai mult? Gata? E egalitate. De ce zici, mă, cum să fie egalitate? Nu-mi place să înjur, nu știi că mă răiește chestia asta, mă încarc așa negativ. Nu știu, adică eu... Mai înjur și eu câteodată, mai răruț, că eu când înjur mă încarc negativ și băi, îmi place să fiu încărcat negativ. Băi, basically înfermă, tu ai înjurat de mai multe ori. N-am înjurat niciodată. Nu? Nu. Nici așa, mai du-te și adu-mi și mie... Ție ți-am zis, nu? Da. Nu, deci înfermă, poate să fie verificat. Dar avem brutul, dacă să pe nimeni. N-am înjurat pe nimeni, nici măcar pe la spate. Nici măcar după ce a plecat, nici măcar în spate, nu am înjurat adică pe nimeni. Adică nici măcar pe la spate, cum a făcut... Cum a făcut Gabi, de exemplu. Da. Da? Sau, Gabi. Sau cine? Sau George, da. De Gabi? Gabi, era Gabi, era un băiat, așa. Da, nu mai țin minte. Bine, hai să vedem. Îmi șterg amintirile frumoase din memorie. Corect. Care dintre voi consumă mai multe băuturi alcoolice? Nu, arăta spre mine, l-am simțit. El e sportiv și zice că nu bea. Da. Dar nu, eu nu consum. Nu, a zis mai mult. Mai consum și mai mult? Acum, bun, perfect, tu ai rămas. Bă, mai mult decât mine, clar. Eu nu prea beau, eu beau, cred că un pahar odată la 3 luni, o chestie genul. Da, bei mai mult ca mine, să. Ok. Următoarea, care dintre voi are mai multă vrăjeală? Ia, uite-te. Băi, amândoi avem vrăjeală. Nu e, mă. Asta? Băi, tu știi cum e vrăjeala, domnul căsătorit? Iezi. În orice domeniu. Pentru că oamenii presupun că tu ești om corect. Înțelegi? Știu că te duci și negociezi. Dă-mi și mie paharul ăsta de apă. Da, dar uite, copilul meu acasă are nevoie de un pahar de apă. E vrăjeală de aia statornică, știi?
Uite, vezi? Prietenul meu. Deci are mai multă vrăjeală? Clar. La orice, a? La orice. Vrăjeală frumoasă. Orice, orice. Nu chiar băi, orice. În ce am văzut eu în construcții... Băi, auzi, confundă diplomația cu vrăjeala. E un pic alt nivel. Vezi? Pentru că am crescut în Pantelimon. Hai să vedem. Care dintre voi minte mai mult și mai bine? Oh. Nu știu dacă... Nu cred. Nu. Nu suntem mincinoși. Atunci trecem la două întrebări unde clar există niște răspunsuri pe care le vrem să le dați rapid. Ok. Și fără să fiți modești, da? Mm-hmm. Da. Care dintre voi este mai frumos? Eu. Corect. Aici n-am mai arătat către tine. Am stabilit asta când ne-am început prietenia. Da, băi, care e cel mai frumos? Hai tu și gata. Băi, nu mă ajută friza, m-am tot prea scurt de data asta, dar e ok. Sunt și următoarea. Ia zi. Tot fără modestie. Care dintre voi este mai deștept? El are IQ. Depinde. Păi zi, Andrei, hai. Andrei, ai deschis ochii, să te asiguri. Nu, mă, nu înțeleg, el e și frumos și deștept? Știi de ce? El are IQ de 95, da. Eu l-am doar de 84. V-a făcut test când v-a sus la fermă? Da! Păi așa au zis, nu primim oameni proști de aici. Dar vezi că era tensiune, nu era IQ. Da? Pot să spun că există o anumită egalitate aici. Adică, da. Dacă mai țineți voi minte licitația aia, gândește că noi nu ne-am, din fermă, noi nu ne-am vorbit, dar am mers pe aceeași linie. Adică atâțam pe alții să liciteze, îi îndemnam, ia-mă ăla, adică înțelegi, îi atâțam. Că era logic că la final, era logic că la finalul licitației va fi premiul cel mare. Și banii nu mai aveai ce să mai faci cu ei. Da, și fetele și-au cerut între ele bani și nu, că nu-ți dau banii, dar nu mai aveai ce să mai faci cu banii. Incredibil. Și în afară de chestia asta, ce vreau să mai zic, poate nu te-au anunțat producătorii, dar... Dar asta este ultima ta emisiune, nu glumesc. Deci o să fie Andrei Stoica aici? Da, nu, nu, nu. Tu? Nu, 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 glumesc. O să plec în Mexic în vacanță. O să fiu eu și el asistentul meu. Deci care era gluma? Păi nu e nicio glumă, e serios. O să cu plec motocicleta. Cu motocicleta. Și o să fii un fel facem... de reporterul nostru special? Da. În Mexic cu motocicleta? Da, în Baja California. Pe 9. Pe 9? Acum, nu aprilie? Da. Și cât stai? Stau până pe 1 mai. Păi ce faci? Te duci cu motocicleta? Nu, o să iau de acolo, un motor. Aha. Le-ai spus, mă, de ce te duci pe 1 mai? Nu. E ziua mea. A, da. Da. Și cu cine pleci? Mai pleci cu cineva din România? Cu o creștină. Cu iubita ta? Nu. Dar cu cine? O prietenă. Păi și cum adică? Da, pe care nu o veți vedea. Asta e cel mai frumos. O să fie cel mai frumos. Deci voi doi? Da. Cum o cheamă Andrei? Cu cine pleacă? Habar n-are. Pe așa prieteni sunteți. Nu. Dar nu mi-ai zis că e prieten? Faci de râs la televizor. Nu, așa la lintă. Partea aia trebuie să o țină ascunsă. Așa la lintă, George, prietena mea. Prietenul meu, da, bravo. Da, nu cunosc. Nu da, cunosc. Da. Și pleci în Mexic pe 9. Pe 9, da. Și stai ceva. Da, 3 săptămâni. Super. Voi vizita 12 orașe. Așa, și te duci? E un grup nu. Internațional? Nu, 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 pur și tu singur cu iubita ta în nu, Mexic? Nu, cu o fată. A, da, okay, cu o fată. Dar voi doi? Da. A, și plecați așa de nebuni? De nebuni. Da. E bine. Și o să vă arăt acum. Adică o să conducă și ea? Da. E cu ataj motocicleta? Nu, e o motocicletă normală, de 600. Din nimic nu scoți de la el. Nu, nu, mă gândeam că dacă nu e cu ataj, practic prietena o să stea și în spatele lui. Da. Păi nu, o să conducă și el ea. E mai, e mai solidă. Mă rog, sperăm să înțeleagă și ei de acasă glumele noastre pline de umor, oameni buni. A lipsit astăzi Andrei Duban și după asta am încercat noi să facem ceva glume. Cea mai bună e asta. Dar chiar că n-am mai venit pe la voi la emisiune de mult. Cine? Duban. Vine, am un pariu cu el și a zis că până de Paști o să slăbească vreo 7 kg. De cum îl știu eu, foarte gurman, nu o să slăbească deloc, dar pariu e pariu. Și pariu pe? Pariu că dacă nu slăbește, îl rad în cap, se în cap aici la emisiune. Se bă, lasă-mă. Da. Și dacă el slăbește, eu practic trebuie să fac niște donații împreună. Ah, ok, cool, da. Da, e frumos. Deci e mai bine să cuțitul, slăbească nu? Ca să faci tu donații. Da, dar e bine, oricum fac, dar să-l și rad în cap, îți dai seama cum e. Asta e bucuria. Cu cuțitul de bucătărie. Poftim? Cuțitul de bucătărie. Da, exact. Băieți, sunteți foarte simpatici, serios. Andrei, bravo, bun venit în lumea vlogărilor. Bine te-am găsit. Piștereanu, ți-a luat bani că a venit la tine invitat? Normal, normal nu vine, nimic nu face pe gratis. Așa e cu prietenii. De ce crezi că pleacă în Mexic?
Și de ce ai ales Mexicul? Măi, am ales prima dată, am ales Brazilia. Da. Dar era foarte scump să închiriez un motor, adică practic ajungeam să-l cumpăr. Nu cred așa. Da, era foarte scump pentru că nu găseam niciun motor care să fie, de exemplu, de 700 sau 600. Găseam numai la 1200 și era destul de performant motorul pentru ce îmi trebuia mie. Și automat prețul era destul de mare, cu asigurare, cu nu știu, că la motoare le da, mai dai aici, pe jos. Costa, și aici am găsit un motor mai ieftin. L-am găsit în 1500 închiriere. Pe toată perioada? Da, toată perioada. Da. Deci 1500 cu asigurări cu tot? Da. Adică nu mai am treabă cu nimic. Oamenii ăia știu că tu ai mai bușit câteva motoare în țară, nu? N-am bușit niciun motor. Niciun motor n-am bușit. Am bușit singura dată la filmare, am intrat cu mașina în prinzi, nu vezi? Singura dată la o filmare, la prima filmare, am intrat cu mașina în buldozer. Am înțeles. Da, așa trebuia să fie. Dar nu era vina mea. Mie a spus cameramanului dreapta și am făcut eu dreapta. Mă bucur pentru tine, să ai succes, ai o vacanță faină, trebuie să-ți faci teste, toate poveștile. Am făcut tot ce trebuie, da. Da? Păi trebuie să-ți mai faci, că când pleci, păi mâine. Păi mâine, păi nu, că dacă mi l-am făcut azi, o să iasă mâine și pot să merg. Și e valabil. PCR. Da. Da. Oricum, am făcut și primul vaccin, așa că... Da? Da. Și a făcut și prietena ta? Dar nu știu, că nu cunosc de bine. Perfect. Andrei, vă mulțumesc mult de tot că ați venit. George Piștereanu, mulțumim mult de tot. Să aveți succes. Noi continuăm aici. Păcat, ți-ai făcut acum prietenă, dar să vezi că noi avem niște ciubărese aici la emisiune. Ce aveți? Ciubărese. De pe ciubăr? Din ciubăr. Din ciubăr. Da, da. Ce ciubărese? E un concurs al ciubăreselor. Serios? Da, da, da. Vine și Lesco? Lesco nu e la ciubărese, dar cred că s-ar potrivi foarte bine. Cum? Ea a fost senzația ciubărului. Ia cu Viviana. Ia cu Viviana, da, clar. Deci Viviana și Lesco... Viviana și Lesco au fost deliciu. Ciubăresele. Da, ciubărese. Perfect. Deci clar trebuie chemate, dar nu știu dacă poți să iei de la Vorbește Lumea. Da, nu, ele sunt invitate, cum să zic, în finală, pur și simplu, așa, ca o reprezentanție. O reprezentanție a ciubărului. Băieți, mult succes, vă mulțumim mult de tot, să rămâneți prieteni în continuare.